Întrebările care nu și-au găsit răspunsul în această lume ar putea fi multe și ar putea avea răspunsuri foarte diferite de la caz la caz. Dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre cele mai dubioase și interesante întrebări fără răspuns, acestea ar fi: de ce o pizza rotundă vine într-o cutie pătrată? De ce prescurtare este un cuvânt așa de lung? Dacă un cuvânt este scris greșit în dicționar, cum vei afla asta vreodată? Sau de ce nu există mâncare pentru pisici cu gust de șoareci? Și exemplele ar putea continua într-o veselie. Dar astăzi vreau să dezbatem un subiect ce cu siguranță ți-a trecut și ție prin minte măcar o dată, și anume de ce visăm. Și dacă îți dorești să afli răspunsul la această întrebare, te invit să urmărești acest episod până la final, să-i dai un like, să te abonezi la canal, pentru că este gratuit, iar 96% din cei care urmăresc episoadele pe acest canal sunt neabonați, iar pe mine m-ar ajuta enorm dacă ați apăsa și acel buton. Iar abonații săptămânii apar chiar acum pe ecran și dacă vrei să fii tu unul dintre ei săptămâna viitoare, tot ceea ce trebuie să faci este să te abonezi. Noapte de noapte călătorim în lumi onirice, însă memoria noastră reține doar o mică parte, aproximativ 10% din bogăția experiențelor visate. Aceste călătorii mentale sunt orchestrate de creier și psihologii ne asigură că ele reflectă adesea temeri sau experiențe reale, contrar părerii unora care prevesti viitorul într-o notă cu iz paranormal. Conform psihologilor, explorăm lumi fascinante în fiecare noapte prin intermediul visurilor noastre, chiar dacă amintirile noastre asupra acestor călătorii rămân vagi. Se spune că fiecare individ traversează diverse scenarii în visare de mai multe ori pe parcursul nopții, cu toate că doar 10% din aceste experiențe ajung să regăsească în memoria noastră conștientă. Interesant este că atunci când visele noastre ne vizitează înainte de miezul nopții sau momentul imediat după trezire, pare că acestea se evaporează, lăsându-ne un gol amorf în memorie. Cu toate acestea, psihologii subliniază că cele mai vii și memorabile vise par să-și facă apariția către lumina dimineții, oferindu-ne o fereastră fascinantă spre lumea subconștientului nostru. Entuziaștii de fenomene paranormale afirmă că visele nu sunt doar simple experiențe nocturne, ci pot constitui adevărate premoniții, dezvăluind posibile întâmplări viitoare, indiferent dacă sunt favorabile sau tragice. Mai mult, acești susținători argumentează că imaginile cu persoane sau locuri necunoscute din vise ar putea fi fragmente ale unor vieți anterioare, păstrate doar în subconștient. În timp ce această perspectivă atrage atenția prin misterul său, psihologii rămân fermi în convingerea că toate visele au o explicație logică, servind drept modalitate prin care creierul procesează trăirile și temerile individului. În esență, toate visele reprezintă manifestări ale creierului nostru. Ele pot semnifica diverse temeri sau stresuri pe care le purtăm, fiind o modalitate de a procesa evenimente din viața de zi cu zi. Este destul de comun să regăsim în vise fragmente dintr-un film vizionat înainte de culcare sau secvențe din activitățile cotidiene, deoarece în timpul nopții creierul asimilează și analizează informațiile recente. Teama de coșmaruri și interpretarea viselor neplăcute reprezintă o experiență comună pentru majoritatea dintre noi. Aceste vise par să reflecte temerile noastre adânc înrădăcinate, de la scenarii în care noi sau cei dragi murim, până la situații precum accidente sau persecuții. Ele aduc la suprafață acele frici pe care, de obicei, le ținem ascunse în timpul stării de veghe. Este important să subliniem că ceea ce visăm nu prezice inevitabil viitorul nostru. Psihologii, în general, ne îndeamnă să conștientizăm că avem un fel de a procesa și a elibera stresul în timpul somnului. De exemplu, visul despre cădere în gol, zburatul sau alte experiențe neplăcute poate fi o modalitate prin care creierul nostru încearcă să facă față tensiunilor acumulate. Este fascinant cum mintea noastră devine activă în timpul nopții, creând scenarii bizare și oferindu-ne o cale de a elibera presiunea acumulată. În plus, tot psihologii avertizează că în cazul coșmarilor repetitive legate de traume din viața reală, ar putea fi necesară o intervenție terapeutică. Astfel, interpretarea viselor devine un instrument util în înțelegerea noastră interioară și, uneori, o fereastră către gestionarea eficientă a stresului cotidian. Nu ar trebui să subestimăm semnificația viselor legate de sănătate. Ele pot aduce lumină asupra stării noastre fizice și emoționale. Atunci când visăm că suferim de diverse afecțiuni sau dureri persistente, este ca și cum mintea noastră ar încerca să ne atragă atenția asupra unor aspecte pe care le ignorăm în mod conștient în viața de zi cu zi. Aceste vise repetate ar putea fi adevărate mesaje de alarmă, invitându-ne să acordăm mai mult atenție stării noastre de sănătate. Interpretarea acestor vise ar putea fi cheia în descifrarea semnalelor subtile pe care corpul încearcă să ne le transmită, oferindu-ne oportunitatea de a preveni sau trata potențialele probleme de sănătate.
Visul în care apar persoane necunoscute nu provine dintr-o existență anterioară, așa cum afirmă entuziaștii de paranormal. Asemenea, vise adesea prezintă figuri necunoscute, confruntându-se cu diverse situații, iar explicarea lor nu are legătură cu aspecte paranormale. Aceste personaje pot fi uitate sau scenarii generate de creier pentru a ne ghida în depășirea anumitor probleme. De exemplu, dacă visăm că o persoană necunoscută se ceartă cu șeful ei, acest lucru ar putea semnifica temeri sau nemulțumiri legate de locul nostru de muncă. Un conflict între un cuplu de necunoscuți în vis ar putea reflecta nemulțumiri în relația noastră de cuplu. Cu toate că uneori nu realizăm, toate visele sunt influențate de realitate. Așa că, în concluzie, visăm pentru că avem nevoie de vise, iar acestea sunt generate de traume sau emoții pe care creierul le resimte. Deci dacă visezi cumva numerele câștigătoare la loto, chiar dacă este prea puțin probabil să fie o premoniție, ar fi bine să le notezi undeva și să le joci. Cine știe, poate e un semn totuși. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și să te abonezi la canal, pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută să creez conținut în continuare pentru voi. În același timp, îmi puteți spune în comentarii ce alte curiozități din această lume ați mai vrea să vedeți pe canalul nostru. În cazul în care nu ai văzut, am postat un episod interesant despre motivul pentru care avioanele nu zboară peste muntele Everest, pe care te invit să-l vizionezi pe canal. Chiar acum poți vedea membrii canalului care îl susțin și care le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să devii membru, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uita că ne poți găsi și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm ocazional. Tu ai urmărit Stația Dezorientării și sper că nu ești dezorientat, iar până data viitoare, stay safe!